Drapelul de stat al Republicii Moldova a creat istoria, mândria și speranța din sufletele cetățenilor țării noastre. Arborat pentru prima dată pe cupola Parlamentului printr-o decizie a deputaților din primul Parlament al Republicii Moldova din anii 90 și până astăzi, pe 27 aprilie, este sărbătorit cu fast de conducerea și toată populația țării. O ceremonie oficială cu participarea primelor persoane în stat s-a desfășurat și azi dimineață în Piața Marii Adunări Naționale. Militarii din Garda de Onoare au arborat drapelul țării, iar președinta Maia Sandu a ținut un discurs de la tribună. Să ținem sus capul și flagura. Onor la tricolor! Mesajul rostit la ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național al Republicii Moldova, care s-a desfășurat azi dimineață în Piața Marii Adunări Naționale, președinta Maia Sandu a menționat că, indiferent de ocupație, limbă, etnie sau vârstă, încăpem cu toții sub tricolor. Iar steagul ne amintește mereu cine suntem. Șefa statului a vorbit și despre simbolul și importanța acestei zile pentru țara noastră. Un simbol al aspirațiilor noastre democratice și de conviețuire comunitară pașnică, o emblemă a spiritului republican. Ulterior, președinta Maia Sandu împreună cu prim-ministra Natalia Gavrilița și speakerul Igor Grosu au adus un omagiu tricolorului. Între timp, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost organizată o expoziție de fotografii documentare cu genericul Tricolorul, simbol al demnității, dedicată Zilei Drapelului de Stat. Aceasta reunește peste 70 de piese de muzeu, majoritatea fotografii care amintesc de cele mai importante momente istorice în care a fost arborat drapelul de stat. Printre cele mai semnificative piese din cadrul expoziției sunt câteva tricoloruri confecționate pe care o să le vedeți în vitrină și care au fost purtate de către participanții la Marea Adunare Națională din 1989 și ulterior din 1990. La eveniment a fost prezent și heraldistul de stat Silviu Tabac, care ne-a povestit despre semnificația stemei de pe drapel și a celor trei culori, roșu, galben și albastru. Când drapelul de stat a fost aprobat la noi, s-au dat și niște interpretări artistice, sau aș spune, dintre care albastru ar fi cerul și pacea, galbenul ar fi bogăția și aspirația spre înalt, iar roșu este sacrificiu pentru patrie și dorința de a păstra o țară suverană. Dacă ar fi să rezumăm cele spuse la 27 aprilie 1990. Drapelul de stat este al tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Tricolorul este individualizat prin amplasarea stemei de stat în câmpul galben. Semnificația stemei ține de două idei principale. Aquila romană cu accesoriile simbolizează geneza poporului român, deci aquila este romană, iar crucea din cioc simbolizează creștinismul. Celelalte două atribute, buzduganul, adică sceptrul, buzduganul este un simbol al suveranității, iar ramura de măslin simbolizează pacea pe care țara noastră încearcă să o promoveze. Stat al Republicii Moldova cu semnăturile deputaților din primul parlament a devenit un exponent istoric. Printre multe alte elemente expoziționale ale Muzeului Național de Istorie din Chișinău, iar pentru cetățeni acest simbol semnifică mândrie și speranță pentru pace. Culorile drapelului îmi plac pentru că simbolizează ce e mai frumos, cerul, sângele vărsat pentru independență și pâinea, culoarea pâinii. Anumit mă simt ca cetățean acestei țări și nu venit și nu cu politica cu panglica. Cred că transmite tuturor un mesaj de speranță, de viață și de o viață mai bună. Cum corect citim culorile? De la lance sau invers? Roșu, galben și albastru, respectiv începem de la albastru. Albastru, galben, roșu. A fost desemnat oficial drapel de stat pe 27 aprilie 1990 de către deputații din primul legislativ, fiind arborat pentru prima dată pe cupola Parlamentului de către Gheorghe Ghimpu, fondatorul Frontului Național Patriotic din Basarabia și nordul Bucovinei. Ulterior, în 2010, legislativul a declarat această zi drept ziua drapelului de stat.
Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.